În urmă cu o zi, autoritățile din Egipt au intrat în alertă maximă, după ce două turiste au fost atacate de un rechin într-una dintre cele mai populare stațiuni de acolo, Hurghada. Tragediile au avut loc la un interval foarte scurt de timp și la o distanță de circa 600 de metri. Prima victimă a fost o turistă austriacă, în vârstă de 68 de ani, care a reușit să scape din colții mamiferului și a ieșit în stare foarte gravă la mal. O ambulanță a transportat-o de urgență la spital, însă nu a mai rezistat până acolo. A suferit un infarct și a fost a doua femeie ucisă de același rechin. Era o româncă, în vârstă de 44 de ani, din Suceava, care se afla în vacanță în Egipt și se bucura din plin de tot ce avea destinația de oferit. Trupul ei neînsuflețit a fost descoperit la câteva ore de la primul atac. Cine este româna ucisă de rechin în timpul vacanței? Conform informațiile publicației Monitorul de Suceava, Roxana Donisan este turista de origine română care a fost ucisă de rechin în timpul vacanței din Hurghada, Egipt. Femeia, în vârstă de 44 de ani, era deloc din Suceava, lucra ca funcționară la direcție de finanțe și era o mare împătimită. Din imaginile postate de ea pe rețelele de socializare se vede cu ochiul liber că adora destinațiile care aveau ieșire la mare, iar printre preferatele ei erau plajele din Egipt sau Grecia. Totodată, se pare că suceveanca era o mare împătimită a snorkelingului și practica acest sport nautic ori de câte ori avea ocazia. Autoritățile de la noi, prima reacție după ce s-a aflat că a doua victimă a rechinului era o româncă la scurt timp după ce s-a aflat în presă de moartea ei tragică, Ministerul Afacerilor Externe din România a transmis un comunicat. În acest context, reprezentanții ambasadei au întreprins demersuri, în regim de urgență, pe lângă autoritățile competente egiptene în vederea obținerii unor informații suplimentare cu privire la circumstanțele producerii decesului. Potrivit informațiile transmise de autoritățile competente egiptene, în urma investigațiilor realizate, a reieșit că decesul cetățeanului român s-a produs în urma unui atac al unui rechin. Reprezentanții ambasadei României la Cairo au întreprins demersurile necesare pe lângă autoritățile române competente pentru identificarea, de urgență, a familiei din România a persoanei decedate, fiind transmise condoleanțe pentru pierderea suferită și oferite informații.